Tot mai mulți tineri prin curaj să pornească afaceri pe cont propriu, dar nu întotdeauna știu cum să se promoveze și să devină cunoscuți. Nu este suficient să ai conturi pe rețelele de socializare, spun experții. Cum să-ți transforme afacerea într-un brand de succes și ce trucuri sunt esențiale la început de drum, aflăm astăzi de la Manuela Ciugudean, cunoscut strateg de branduri personale. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Cum ne facem cunoscuți dacă suntem la început de drum cu o afacere și nu avem conexiuni? Ne creăm singuri conexiunile, ok, înțeleg abordarea că nu e suficient să fim pe rețelele sociale, dar de acolo începem. Ne utilizăm de faptul că rețelele sociale sunt complet free, gratis în ziua de azi, avem un cont pe orice rețea dorim, nu ne costă nimic. Pe urmă ne folosim de puterea online-ului, că online nu înseamnă doar rețelele sociale, ci înseamnă website, blog, un podcast, un show înregistrat pe YouTube și să nu uităm că suntem oameni și că oricât de mult am sta în online și în social media, avem nevoie și de interacțiune directă și deci când suntem la început de drum, putem să ieșim din sfera online, trebuie să ieșim la evenimente, la conferințe, să cunoaștem cât mai mulți oameni pentru că după pandemie au reînviat evenimentele live și să facem o strategie 360 de grade, rețele sociale, prezență cu un website pe online și întâlniri față în față. Și în felul acesta ne creăm singuri conexiunile. Nu mai avem nicio scuză în ziua de astăzi să nu facem lucrul acesta. Totul e gratis și la dispoziția noastră. Deci depinde doar de noi să putem să facem ca lucrurile să funcționeze cât mai bine. Sigur că da. De câți bani ar trebui să beneficiem așa la început de drum pentru vizibilitate și publicitate? Răspunsul meu e acela nesuferit. Depinde, dar nu e nevoie de foarte mulți bani. Oamenii cred că e nevoie de sume foarte mari ca să mai reușești astăzi. Cum spuneam, totul e gratis. Însă, când nu plătești cu bani, cu ce plătești, Simona? Plătești cu timp și cunoștințe. Și atunci trebuie să fie o asumare. Ok, nu vreau să introduc bani, să plătesc, să cheltuiesc, să investesc în publicitate, atunci trebuie să fiu asumat și să iau hotărârea. Voi crea conținut de calitate, ceea ce se întâmplă, inclusiv pe rețeaua TikTok. Vedem conținut de calitate care vinde foarte bine, mă voi conecta autentic cu oamenii, îmi voi spune o poveste, o să mă asum să fac lucrurile acestea. În ziua de azi nu avem nevoie de bani neapărat la începutul unei afaceri, ci avem nevoie să dăm, să fim generoși cu cunoștințe, să explicăm beneficiile afacerii, de ce am creat-o și să ne arătăm chipul. Lucruri care par mult mai greu de făcut și de pus la bătaie decât banii. E o hotărâre. Cine înțelege, those who get it, get it. Cine o înțelege, face lucrurile acestea. Cea mai bună variantă, ca să-ți răspund direct la întrebare, este și una și alta. Să creăm conținut, să fim valoroși, să apărăm, să ne spunem o poveste și să investim niște bani în publicitate ca să amplificăm prezența noastră online. Nu ca să o creăm de la zero, ci ca să o amplificăm odată ce o creăm. Estimarea mea din lucrul pe mine și pe clienții mei e că undeva între 6 și 12 luni culegem roadele. Deci nu mâine. Și totuși, dacă nu avem deloc bani pentru a avea un brand de succes, cum facem? Adică plecăm la drum doar cu ceea ce știm să facem. Exact. Plecăm la drum cu cine suntem. Ne creăm conturi pe rețelele sociale, creăm un website, lucrurile astea nu costă foarte mult și nu ar trebui să coste. Și majoritatea brandurilor personale pe care noi le apreciem astăzi, le apreciem tocmai pentru că au apărut de nicăieri. Sunt oameni ca noi, flesh and blood, cu carne ca a noastră, cu structură ca a noastră, cu mod de gândire și cu existență, mai ales în România. Dar ce au făcut diferit față de restul lumii? Au asumat să apară. Și au creat rețele sociale, știm cu toții că nu este ușor să apărăm pe social media, mai ales autentici, vulnerabili, însă au apărut, au făcut-o și continuă să o facă. Cum depășim teama de expunere? Pentru că de cele mai multe ori trebuie să ne folosim de propriul chip. Salut faptul că discutăm despre asta, e foarte important să normalizăm discuția despre teama de expunere. Ce este expunerea? E un mușchi. Unde antrenăm mușchii de obicei? La sală. Cum? Făcând diferite activități. Dacă intrăm din prima într-o sală și vrem să ridicăm o halteră de 150 de kilograme, o să cădem răpuse. Lați. Da? Lați, exact. Și atunci, cum începem? Pas cu pas se diminuează temerea de expunere. Ea nu dispare cu adevărat niciodată, dar o putem diminua doar prin acțiuni. De aceea nu ajută doar să citești, doar să te uiți la podcasturi, să urmărești filme și să zici, gata, de mâine nu o să mai trebuie să exersezi. Trebuie să exersezi pas cu pas în fiecare zi. Rețelele sociale, nu vreau să fie atât de mult despre rețele azi, dar iată că sunt o platformă foarte bună unde noi putem să exersăm lucrurile astea. Dacă nu am abilitatea 15 secunde să fac un story filmat, cum o să am abilitatea
posibilitatea să duc o negociere grea într-o sală de consiliu, într-o corporație, în caz că, nu știu, uite, vând cadouri, vine luna femeii și vreau să vând cadouri. Și atunci, pas cu pas, încep cu 15 secunde de filmare, n-o să-mi placă, o să trag 100 de cadre, nu-i nimic, așa se învață. Să nu uităm că și atunci când vrem să facem un brand din noi înșine, tot pas cu pas e nevoie să abordăm lucrurile. Așa este. Cum facem să ne extindem afacerea la nivel național și dacă se poate să ne dați un exemplu concret? Bun, mă gândeam să vorbim astăzi despre chiar clienți reali care sunt femei pasionate să gătească acasă și să facă dulciuri. Au început făcând dulciuri pentru copiilor, e cineva din Cluj, care și-a dat seama, hei, fac din asta un business. A mers la Paris, a făcut cursuri de patiser, patiser cofetar, a învățat să facă macarons. Macarons sunt un desert foarte la modă astăzi și-a deschis o cofetărie în Cluj, urmează încă una în Oradea și-a deschis un site online. Deci cum a ajuns în toată România din bucătăria ei, după aceea din laborator, ei, cu puterea online-ului. Având un site bine pus la punct, comunicând foarte mult pe rețelele sociale, uite procesul meu de producție, uite ce materiale folosesc, uite cum am început și foarte multă lume a aderat la cauza asta. Uite, domnule, o femeie ca mine și ca tine, care își ia soarta în propriile mâini, care pleacă din corporație un salariu stabil și tot ce promite și se apucă de nebunia asta, dar a mers la Paris, a studiat, a învățat, s-a întors acasă și a făcut un business și a ajuns la nivel național, ba internațional, deci face livrări și în afara țării, comunicând foarte mult, asidu, aș zice, și strategic, cu direcție clară pe rețelele sociale și fiind prezentă online. Cât de important este numele brandului și cum îl alegem? Pentru că mie mi se pare foarte dificil, există atâtea sugestii și atâtea informații încât îți este greu să alegi. De acord. În branding personal, în ceea ce știu eu să învăț oamenii să facă, brandul este numele cu prenumele, sau invers mai bine zis, prenumele și numele, deci Manuela Ciugudean. Și ok să ne împrietenim cu prenumele și numele nostru. Sunt oameni care îmi zic, mie nu-mi place că mă cheamă Ana Popescu, e oribil. Cum să fie oribil numele nostru? Deci în branding personal, brandul, numele de brand, este foarte ok să fie prenume-nume. Pe urmă, brandul acesta își creează un brand de macarons, să spunem. Numele acelui brand ar trebui să fie ceva ce reprezintă omul, ce reprezintă brandul personal, foarte strâns legat cu valorile acelui brand personal. Nouă ne plac lucruri la nivel individual. Cum se regăsesc ce ne place nouă? Cum se regăsește numele de brand? Nu mai e momentul brandurilor bombastice, de dragul de a fi super macarons, știi, sau, nu știu, sexy macarons, macarons whatever, ci mai degrabă al celor așezate în noi. Macarons by Manuela e un brand foarte ok. Macarons from the heart, e mult englezism aici că de branding personal este o sintagmă din marketing care e multă engleză. Dar e bine ca acest brand, numele acestor branduri la care ne gândim, de produse sau de companii, să fie rupte între ghilimele din valorile omului care e în spatele Pentru brandului. Pentru că astfel ajung mult mai ușor la sufletele Exact. Și oamenilor. Sunt și mult mai ușor de stabilit. Dacă noi acum ne facem un scop din a găsi un brand wow în următoarele 5 minute, ne va fi foarte greu. Dacă zic, mă, mie ce-mi place să fie, atunci am să-i spun macaroane macarons din inimă și e mult mai autentic și mai ok decât, cum spuneam, super macarons, nu știu, de aur. Aș vrea să analizăm puțin succesul răsunător al artistei Taylor Swift. Apare peste tot, este în toate reclamele, foarte multe concerte, a devenit subiect la Harvard. Ce se întâmplă? Cum a reușit să ajungă la un asemenea nivel? Într-adevăr. Și să devină un brand? Taylor Swift este un brand, este pe val, vorbim noi popular, rupe, într-adevăr, rupe topurile, rupe cifrele de afaceri. Taylor Swift, din punctul meu de vedere, atât cât am putut să o studiez, e dovada clară că disciplina bate talentul. Nu e cea mai talentată artistă, lucru care îi se impută des. Nu este nici cumva o reprezentantă a muzicii foarte sexuale, în care imaginea contează foarte mult. E o femeie superbă și frumoasă, dar nu cu asta a devenit celebră. Consider că ea face niște lucruri excepționale și dacă facem un pas înapoi și nu mai judecăm persoana, ci ne uităm la strategie, are o strategie. Are o strategie pusă la punct, ai impresia că punct și virgulă, pașii ei sunt foarte calculați. Oamenii care ne ascultă și ne privesc acum o să spună, suntem sătui de strategie, serios, numai strategii, deci toată lumea vinde. Strategia înseamnă disciplină pentru mine. Să știi ce vrei să faci, să pui pe hârtie cu echipa ta și să implementezi. Mai face un lucru minunat, se asumă. E foarte asumată. Are parte de mult hate. Că de, asta e în lumea aceea, acolo Vine la sus. Pachet cumva Sigur că cu da. Această celebritate. E un excelent businesswoman, ea nu este doar o cântăreață. A ieșit din sfera aia, de aceea nu e corect să spunem Taylor Swift nu e o cântăreață bună. Nici nu-și propune.
știe lucrul ăsta despre ea, a plâns odată la niște premii Grammy că n-a reușit să atingă o notă, face bani din orice. Inclusiv brățări vinde la concertele ei, unde biletele încep de la câteva sute de dolari. Deci este o mașinărie de făcut bani asumată. Și un lucru, alte două lucruri extrem de importante. E o activistă. Și când ești activist, creezi o armadă în jurul tău. Armata ei de fani se numesc Swifties și sunt fanatici, sunt înnebuniți după ea. Atunci când tu ai comunitatea asta internațională atât de puternică, cu oricine vrei să votezi și se știe că ea este susținătoarea lui Biden, a schimbat mersul a alegerilor acum 4 ani în America și sunt zvonuri că l-ar urma să-l schimbe și anul acesta. Azi noapte, pregătindu-mă pentru întâlnirea noastră, citeam că Donald Trump a postat despre ea rugând-o să nu mai voteze cu contracandidatul său, cu Joe Biden. Deci apare frica. Și încă un lucru. Momentan, Taylor Swift este pe val pentru că este într-o idilă, este într-o romanță cu unul din America's Sweethearts, se numește Travis Kelce, un mare jucător de fotbal american, tocmai a devenit a doua oară câștigător sau a treia oară câștigătorul Super Bowl-ului azi noapte. Deci cumva ea este America's Sweetheart. Are un factor, moment. Are un 360, un efect comun. Ea câștigă din orice. Din orice face lui Taylor Swift o să-i fie foarte bine. Dar face efortul. Și aici mă uit. Face lucrurile pe care foarte multă lume mai talentată decât ea și alte artiste nu le-au făcut. Așa este. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații și vă mai așteptăm la noi. Mulțumesc și eu. Noi vă mulțumim.